Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Brașovul Actual. Sunt Mariana Sebeni Comșa. Bazele filozofiei marxiste este cartea care i-a schimbat viața. Alimentarea populației de la o singură sursă de apă și aceea controlată de partid l-a determinat să intre în politică pentru a nu mai permite așa ceva. Cătălin Nan a intrat în PNL în anul 1996. Acum este consilier local la Râșnov și invitatul meu de astăzi. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, bună seara! Pentru prima oară la Brașovul Actual. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Nan, ați intrat în politică în anul 1996. Câți ani aveați atunci? Eram în clasa 11-a a Liceului de Informatică din Brașov și, întâmplător sau nu, am dat peste această carte Bazele filozofiei marxiste și am citit-o. Chiar mi-a fost recomandată de un economist care lucra la o firmă înființată de tatăl meu. Un economist care a fost persecutat, să spun, de sistemul comunist pentru simplu fapt că avea rudele foarte educate pe la Sorbona, prin Paris sau prin Viena. Și atunci, eu neavând bunici, el fiind mult mai în vârstă, zice: Cătăline, trebuie să citești cartea asta neapărat pentru că o să te ajute. Era o carte foarte groasă și acum o mai am și zic: bine, domn Popescu, o să o citesc, să vedem despre ce e vorba. Și m-a îngrozit, vă spun sincer. Și a simțit nevoia să schimbați ceva. Da, da, în acel moment zic: nu, trebuie să mă implic. Eu oricum mă implicam la nivel de liceu în organizări de evenimente și am citit doctrinele marxiste? Trei doctrine de la partide, de la PNL, de la PDSR, era atunci și cred că APR, nu mai țin minte exact, și am zis: perfect, eu aici mă regăsesc, eu ăsta sunt. Da, da, da. Am zis să intru undeva unde mă regăsesc ca și construcție. Sigur. Și m-am dus la Tineret, era și Adi Vește atunci tot în Tineretul Național Liberal și încet am început să organizăm evenimente. Adi Vește, președintele Consiliului Județean de astăzi și atunci era din Râșnov, nu? Da, era tot și tot la Tineret și entuziasmul lui și a colegilor de atunci, zic, cred că am nimerit unde trebuie. Și încet am făcut pași în acest partid. Și astăzi sunteți președintele Comisiei 7, nu? Da. Din partid, Comisia EMET, așa este ea cunoscută. Puteți să ne explicați ce înseamnă EMET? Da, la nivelul Partidului Național Liberal avem 13 comisii de specialitate care sunt organizate într-un fel în umbra ministerelor. Da? Noi am și spus că dacă venim la guvernare, primul lucru o să înjumătățim ministerele și atunci avem aceste comisii de specialitate care lucrează la două obiective, au două obiective mari și late. Primul obiectiv ar fi supravegherea programului de guvernare al coaliției de la putere de acum și să venim cu comentarii specializate și a doua misiune este de a lucra și a creiona programul de guvernare, ceea ce se și întâmplă, de fapt. Adică nu să luați parte la creionarea programului de guvernare al PNL. Exact, da, okay. Da. Acum, ce s-a întâmplat? De când a venit domnul președinte Ludovic Orban la conducerea partidului, a descentralizat, să spun așa, aceste comisii și le-a făcut să fie funcționale și la nivel județean. Până acum erau doar la nivel național, era destul de complicat să ajungi într-o comisie din asta, erau tot felul de bătălii politice care nu și-aveau sensul. Oricum păreau și departe, așa îndepărtate lucruri. Da, da. Haideți să traducem. EMET este... EMET este Comisia pentru Economie, Mediul de Afaceri, Energie și Turism. Perfect. Este cea mai mare dintre cele 13 comisii, de aceea este organizată pe 4 subcomisii, adică pe economie avem o subcomisie cu un președinte și un secretar, pe mediul de afaceri avem alt președinte cu alt secretar, pe energie la fel și pe turism la fel. Este o comisie destul de mare, eu am luat-o de un an jumate, să spun așa, și am început să organizez evenimente și să atrag specialiști în aceste 4 domenii către noi.
Care ar fi rolul acestor specialiști? Să lucreze și ei la programul de guvernare al PNL sau doar să strângă rândurile pentru a face față mediului de afaceri din România? Este o întrebare foarte bună și mă bucur că m-ați întrebat, pentru că, de fapt, rolul Partidului Național Liberal este să schimbe politicile publice de la firul ierbii și de jos în sus. Păi de acolo și e necesar. Exact. Bun. Și pentru asta aceste comisii trebuie să fie funcționale și să vină cu păreri pertinente de la specialiști, nu de la politruci. Că cu toții ne-am săturat de politruci. Sigur. Puși în tot felul de poziții cheie și în tot felul de secretariate de stat și vedeți ce se întâmplă, unde am ajuns cu țara asta. Sigur. Din cauza nepotismelor care se întâmplă. Sigur. Deci este ceva fantastic de grav. Ei, în aceste comisii un alt aspect important a fost că ne-a lăsat, domnul președinte, ne-a lăsat cumva libertatea de a ne organiza. Așa. Și atunci noi la Brașov am organizat un regulament, să spun așa, în care am spus așa: 25% membrii PNL maxim, 75% trebuie să fie oameni de afaceri și, specialiști și nemembri. Nemembri, interesant. Deci ideea este că în aceste comisii poți să participi, n-a zice de la orice partid, dar cum să spun, atâta timp cât gândești economic liberal, poți să participi la aceste comisii și să îți spui punctul de vedere, bineînțeles, alături de alți specialiști din domenii. Și atunci am început să organizăm evenimente în acest sens. Anul trecut am avut 7 evenimente destul de mari. Cam care a fost tema acestor evenimente? Cam care a fost direcția? Temele au fost diferite. Mm-hmm. Am încercat să creăm o emulație, să spun așa, pentru că nimeni nu știe de aceste comisii. Deci mediul de afaceri, nici mediul juridic, nimeni deocamdată la noi. Fiind în interiorul partidului, cei membri de partid nu... Și pentru că nu au funcționat la nivel județean. Mm-hmm. Știți? Până acum nu au funcționat la nivel județean. Au fost niște încercări și ăsta a fost principalul scop, să atragem spre noi oameni de afaceri care să ne spună concret problemele cu deci care ei se confruntă, lovesc, da. Pentru că, da. Cum să spun, până la urmă, societatea se schimbă în funcție de necesitățile de jos și de la oameni, exact. Da. Și am avut cel mai mare eveniment, am adus 5 senatori, 10 deputați și 70 de oameni de afaceri la aceeași masă. Am avut o întâlnire la un hotel aici și oamenii și-au spus punctul de vedere, s-au notat. Noi la aceste evenimente, ședințe, să le spunem așa, facem o minută. Așa. Care o trimitem mai departe, mai sus, la Comisia Națională. La PNL. La PNL, da. Și acolo se discută. De la Brașov au venit propunerile astea, de la Cluj au venit propunerile astea, de la Iași, Timișoara. Le centralizăm. Asta vrea mediul de afaceri. Asta vrea mediul de afaceri în energie. Poate trebuia trimis la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Dezvoltării, pe acolo, păi, la să fiți sigure că, da. Sigură că în moment ce o să ajungem la guvernare, aceste lucruri o să le implementăm și da. O să aibă un ecou pozitiv, să un spun efect, așa, și un efect. Că da. În momentul de față, când discuți cu PSD, discuți cu pereții. Vedeți și dumneavoastră că pentru ei... discuțiile publice sunt niște simulacruri de discuții, de fapt. Nu, deci ei nu se blochează, sigur, în sigur. Antreprenori sau în opinia mediului de afaceri. Păi ei merg ca un tăvălug, pe partea socialist, acolo bat ei care, bine, da. Dar să știți că nu bat bine nici acolo. Nu? Am să vă contrazic și îmi pare rău că o fac, dar nu fac bine deloc. Uitați-vă la comunitățile defavorizate, da? Da. Pe partea socială. Ce s-a întâmplat în 28 de ani de când conduce PSD de o țară asta? Dar ei nu-și pun problema așa. Ei spun că au ajutor social, că au... Cine nu-și pune? PSD-ul? Comunitățile acestea. Păi, dar ei nu-și pun că nu pot să vadă mai departe de ajutorul ăla social, dar nu este vina lor. Da. Deci, eu merg destul ele de... Ele spun altfel problema, că altfel s-ar schimba lucrurile și acolo. Merg destul de des, să știți, și încerc să am un feedback așa și de la ei, da. Și săracii, cu tristețe vă spun în suflet, un copil născut într-o comunitate din asta n-are nicio șansă. Săracul, da, știu. Deci în,
în situația de astăzi, un copil născut într-o comunitate defavorizată nu are nicio șansă și statul nu face nimic pentru ei. Mi-a plăcut ceva ce a spus înainte de emisiune, că electoratul este sedus. Ați folosit seducerea electoratului, da, prin majorarea salariilor din timp în timp, da? Electoratul este sedus. Păi despre această formă de a seduce, da? Această da, din păcate, arma lor vorbim. Da, corect. Da. Din păcate, neavând o educație economică, să spun așa, și nouă ne este greu să vedem dincolo de, de promisiuni. Mm-hmm. Ce este după foarte, ce ne-a seduși? Ce se întâmplă cu noi după ce ne-am lăsat seduși? Este foarte greu pentru populație și aici e o discuție foarte amplă și lungă, pentru că într-un fel iar ne lovim de sistem și într-un fel este vina sistemului că nu avem educație financiară cum trebuie în școli, că nu avem educație civică în școli, pentru că vedeți dumneavoastră, neavând educație civică, nu avem implicare civică. Neavând implicare civică, fiecare se uită în propria curte, în propriul buzunar, în propria casă, să-și rezolve propriile probleme și uitați cine ajung să ne conducă. Păi noi ne facem educația civică pe Facebook. Tot ați adus vorba despre școli. Știu că sunteți președintele Consiliului Județean al Părinților. Da. Ați reușit să intrați cu această funcție. Nici nu știu cu ce se ocupă Consiliul Județean al Părinților. Se ocupă cu supravegherea examenelor în general. Consiliul Județean al Părinților este o... Îmi pare rău să o spun și nu știu dacă ar trebui să o spun sau nu, dar eu simt că este o formă fără fond, pentru că nu are pârghii și nu poate să hotărască nimic, nu se poate opune la nimic. E un partener de discuții la masa celor care pot hotărâ. Păi da, atâta timp cât tu nu ai nicio putere să schimbi nimic, ce partener de discuții ești? Corect. Ești neînsemnat. Și n-am ajuns în funcția asta decât prin vot. Am fost o ședință în care... totuși, dacă vă alegeți fost, prin vot, da, așa mai a fost departe. O ședință a Inspectoratului Școlar Județean în care președintele de atunci s-a retras. Au fost 5 propuneri care ne-am prezentat un fel de program ce am vrea să facem și prin vot eu am fost ales. Faceți pasul înainte și deveniți mai vocali la Inspectoratul Școlar, de exemplu, da, sau mai vrea, vocali la Ministerul Învățământului. E nevoie de... voci, noi, nu? Așa este. Ideea este că n-aș vrea să o duc pe panta asta. Circului, să spun așa. Da. Așa vocalizărilor fără efect. Schimbul de hârtii fără... nu e suficient? Adrese. Păi adresele la fel trebuie să vină de sus în jos. Eu sunt în reorganizarea Comitetului Județean de Părinți, vă spun sincer acum, în premieră să spun premieră, așa. Da, în exclusivitate. În exclusivitate, prin care asociațiile de părinți din fiecare școli o să devină efectiv membri într-o entitate juridică, bun, care ne putem organiza. Unde adică nu, vezi un ONG sau ce? Da, unde nu, să se poată, unde nu sunt asociații de părinți, îi vom ajuta să se înființeze, pentru că dacă am reușit ceva prin acest comitet de părinți, pot să vă spun că am reușit să schimb legea. Da. Și chiar mi-am adus un aport personal la 3 puncte din ROFUIP, da? Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului. Și fiind președintele pe județ al părinților, fac parte dintr-o federație națională a asociațiilor de părinți, care avem vreo 15.000 de membri la nivel național, și acolo, în discuții cu ministerul, am reușit să ne introducem niște modificări. Ei aveau de gând să introducă manualele astea unice, care... Da, da, da. A fost mandatul cuiva, a zis nu mă interesează, da, 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 mă duc, nu discut cu nimeni, la fel, n-au fost consultări publice și atunci noi am zis bine, dar măcar chestiile astea. Și una din schimbările inițiate de mine, să zic, și pentru care poate unii mă înjură, alții mă aplaudă, dar așa este în viață, nu poți să mulțumești pe toată lumea, a fost ca să nu mai existe schimb de bani între părinți, profesori în școală, fără existența unei asociații
cu personalitate juridică. Adică acea taxă, acel fond de al clasei, acel de... tot felul trebuie să schimbăm. Banii de perdele, exact, bani. Înțeles. Tot felul de meditații, tot felul de circuri, de poze. Și am spus așa, mă, haideți să facem lucrurile legal și corect. Eu nu spun să nu se facă. Doamne ferește, că avem nevoie de tot felul de chestii în școli. Dar haideți să le facem legal, cu trasabilitatea banilor, cu o responsabilitate, cu transparență. Da. Haideți să vadă toată lumea. Oricum, aia, banii de clasă, ea nu i-am înțeles niciodată, pentru că în fiecare an schimbam perdele, huse, ce schimbam, scăunele. La anul aveam altă clasă și trebuia să o luăm mereu de la capăt. Pe de o parte, eu i-am înțeles, pentru că sunt totuși niște lipsuri în sistemul de educație. Sunt lipsuri mari și profesorii trebuiau se chinuie. Rezolvate, sigur. Sunt era foarte mulți profesori de bună calitate și din fericire noi încă avem în sistemul de stat profesori care individual sunt de bună calitate. Problema iar este sistemică. Amestecați în sistem, se pierde calitatea. Știți, și acolo... Aveți copii, domnule Cătălin? Da, avem. Aveți? Avem. Am trei fetițe. Trei fete? Da, să vă trăiască. Trei fete, adică mulțumesc. Știți despre ce vorbiți când vorbiți despre... Păi vă spun sincer că așa am și înființat o grădiniță din cauza că... N-aveți unde lăsa fetele? Da. Eram în Statele Unite și cele grădinițele care ne plăceau erau foarte scumpe, nu ni le permiteam, și cele care ni le permiteam erau nu vă plăceau. Oribile, adică cum se spune, erau la oameni în casă și zic, nu se poate. Statele Unite sau aici? Nu, am înființat-o acolo, după 2 ani noi ne-am repatriat în 2009 și ne-am mutat cu grădiniță cu tot. S-a străit 8 ani, nu? 9, da. 9 ani în Statele Unite și ați revenit în țară. Da. Cu mentalitatea din Statele Unite. Într-un fel, trebuie să vă integrați în sistemul românesc de învățământ. Au fost 2 ani de chin, mai ales pentru soția mea care de la 5 ani a crescut acolo și eu când am cunoscut-o, am vorbit în engleză cu ea că nu vorbea românește. A fost un șoc total pentru ea, dar după 2 ani am început să ne integrăm. Deci se poate învăța și cu sistemul nostru, un american, să spunem. Da, 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 da. Mai ales că am venit fixat să facem ceva, nu să stăm așa, și am mutat într-un fel grădința de acolo, deja aveam toată infrastructura, tot sistemul, dar altceva vreau să vă spun, după ce am venit aici și cu fetele la școală, bineînțeles că m-am dus în comitetele de părinți, m-am implicat la nivel de școală, am ajuns să înființez o asociație de părinți la nivelul școlii fetelor mele, după care am fost ca reprezentant al asociației de părinți, am fost la întâlnirea asta unde am fost ales ca președinte al Comitetului Județean de Părinți. Și acum mai departe la Federația Națională, deci fetele mele, cum să spun, m-au impulsionat să nu stau acasă, știți? De fapt, de asta fac aveți și politică. Aveți miză, acum se înțelege. Asta e miza. De asta fac și politică, știți? Aș putea să nu fac. Sincer, aș putea să stau liniștit acasă, să-mi văd, că multă lume mă întreabă, bă, dar ai tot ce-ți trebuie, ce-ți trebuie ție, mocir, la aia te bagi. Dacă stai pe bordură... Te spun, stai puțin, până la urmă, eu am copii, am părinți, nu pot, lumea încă nu înțelege că totul este legat de politică. Și totul, politica nu este un lucru... Și sănătatea, și învățământul. Tot. Curentul de taxa pe curentul care îl aveți dumneavoastră aici, sau... Și benzina, și... Taxa pe acest pix este influențat de politică și atunci nu poți să stai deoparte. Adică e de datoria noastră să nu stăm deoparte. De asta îmi place și Comisia EMET. Pentru că pot să explic oamenilor de afaceri să se implice și să știți că din ce în ce mai mult... De afaceri sunt mult prea stresați în România. Așa este. Sunt au pentru foarte că... multe griji, taxe de plătit, salarii de plătit, controle așa este, de trecut. Așa este, dar trebuie să trecem peste. Trebuie să ne urnim și să schimbăm sistemul. Și numai noi îl putem face. Nu o să vină nimeni să schimbe sistemul socialist de astăzi, care, sincer, e un sistem socialist între antreprenoriat și pentru IMM-uri. Faptul că tu trebuie să faci poză la statul de plată, să-l trimiți iar după ce tu ești pe revisal și vede oricum tot. Sigur, adică, un buton. Cum să spun, sigur, sunt vede niște tot. Mizerii... Și apropo de statul de plată,
un salariu este, de fapt, mult mai mult decât un salariu. Sunt, de fapt, două salarii. Știți, nu? După aduni ce plătești pentru un salariu, adică dacă ai 10 angajați, dai 20 de salarii. Unul a angajat, unul a stat. Unul a angajat, unul a stat. Să știți că eu am făcut chestia asta când am venit, când m-am întors din America, în 2009, m-am luat, am început să preiau firma lui taică-meu și m-am uitat așa pe statul de plată și nu înțelegeam. Eu am avut două firme și acolo și era complet diferit sistemul. Și mă uitam, zic, cum adică brut, net, dar mai dai și pe lângă brut și pe lângă net, ce e asta? Nu înțelegeam. Și știți ce am făcut? Am schimbat fluturași. În 2009, la firmă, le-am scris salariul complet. Ca să vadă și ei, pentru că ei nu vedeau nici după brut. Nu știu dacă știți cum era înainte sistemul. Deci era, își vedeau brutul. Nu e schimbat. Acum, acum a mai rămas 2,5%. Deci e foarte, foarte infim, să spun. Și știți ce au zis toți? Ne-ați mărit salariile! Sigur. Ne-ați mărit salariile. Asta a fost percepția. Nu, zic că banii ăștia se duc la stat. Deci ca să iei tu 1000 de lei în mână, 850 de lei se duc la stat, atât era atunci, țin minte și acum, era 85%. Păi e cam 80%, așa e și acum, da. Și au rămas toți, au fost șocați. Ei, acest sistem... Au început să vă privească altfel. Nu. Nu? Nu, să nu exagerăm, că nu. Să nu exagerăm, să nu fim atât de optimiști. Dar un pic s-a schimbat ceva la ei, pentru că s-au văzut dincolo de perdeaua asta de fum. Da. Știți, acum este o perdea de fum și... Tu, ca antreprenor și ca om de afaceri, ești sugrumat astăzi, efectiv. Ești sugrumat de tot felul de comisii, adică tu ești obligat să ai sindicat într-o firmă privată. Dacă ai un anumit număr de angajați. Deci noi avem 46 de angajați și peste 25, trebuie să ai sindicat în propria firmă. Care să lupte cu tine. Păi, da, pentru drepturile lor pe care tu oricum le respecti. Da, așa este. Adică, dacă... Dar e o formă de democrație, domnule Nan. Nu este o formă de democrație. Nu, să impui niște reguli socialiste. De exemplu, comisia de disciplină. Da, e o comisie. Da. Păi sunt firme cu doi angajați. Da. Există o lege prin care îmi spune clar că în comisia trebuie să fie formată din 3 membri. Da. Ca să... îl muți pe cine, nu poți să-l dai afară. Nu, mai întâi îi faci un masaj, mai întâi îi dai un ceai cald, ai o discuție, îl duci la psiholog. Stai puțin, de ce mi-ai stricat piesele? De ce ai spart aia? De ce ai rupt aia? Hai să vedem, poate nu te potrivești în locul ăsta. Poate e vina mea, că poate nu e vina integrat, mea, da, poate, nu-ți place lumina care o ai și atunci hai să te văd ce e asta. Eu vă întreb, ce e asta? Ce? Nu este, cum o denumim? Nu este, este un socialism care ne sugrumă. Și ne împiedică să ne vedem de treabă. Să ne dezvoltăm, să de fapt. Da. Că asta oricum înseamnă... ne ia și banii de dezvoltare în ea. Da? Pentru că și aia sunt cumva trecuți la profituri, profitul e impozit. Mă rog. Deci dacă intrăm în alte mizerii, știți nu cum? Nu mai intrăm. Ideea este că hai să revenim la astăzi... Emet, că de sâmbătă într-o săptămână faceți un eveniment la care vreau și eu să vin, sincer vă spun, vă pentru că vreau să văd cum lucrează mediul de afaceri. Și eu am afacerea mea, da? Da. Știu, cele mai bune dulcețuri, trebuie să recunoaștem. Da, cele mai bune, mulțumim. Și felicitări pentru premiu. Vă mulțumim. Deci, cum fac eu ca mediu de afaceri? Da. Cum stau eu de vorbă cu un politician? Da. Ce îi spun eu lui și ce îmi răspunde el mie? Perfect, vă așteptăm. Da? Chiar sunt curioasă. Spuneți-mi despre evenimentul ăsta. Cine va fi la masă acolo de sâmbătă într-o săptămână și unde va avea loc? Probabil oamenii de afaceri se uită la noi. Probabil ne punem nădejdea în opoziție, pentru că în putere mai greu acum, că ne-au demonstrat ce era de demonstrat. Mai așteptăm, din eu mai păcate, am speranțe. 28 de ani tot, de 28 de ani tot demonstrează. Da? Dar hai să ne punem speranțele și în ceilalți. Să le dăm o șansă celor din opoziție, da? Cum sunteți dumneavoastră. Da. Vin cu problema să văd în ce fel o abordează și ce, nu? Da, cine va fi acolo și cum va fi? Deci, ca să continui cu acest EMET, această comisie economică pe mediul de afaceri, energie și turism, anul ăsta am schimbat puțin abordarea pentru că am vrut să fie teme mai targetate și mai dedicate pe diferite categorii de afaceri și de oameni de afaceri. Și atunci am spus, haideți să facem anul ăsta câte un eveniment, ședință, în fiecare oraș din cele 10 care le are județul nostru, cu o altă temă. Bun. Și am început în ianuarie la Râșnov cu
Unde sunt și consilier local, nu știu dacă am precizat lucrul acesta. Da. Sunteți chiar implicat acolo în problemele alea. Încerc cât Încercăm, pot. Încercăm, da. Sigur. Și am făcut o ședință, un eveniment cu fondurile europene și transferul de afaceri. Adică pașii pentru accesarea lor sau care a fost? Și pașii pentru accesarea lor, dar și am adus o firmă specializată care are mai multe sucursale în țară și oamenii au putut să interacționeze direct cu specialiștii. Bun. Și al doilea subiect a fost transferul de afaceri, care este un subiect destul de nou, dacă nu chiar foarte nou la noi în țară și nu este foarte cunoscut. La noi, deocamdată, vânzarea, cumpărarea de afacere se face la notar, iar părțile dăm părțile. Sigur. Transferul de afacere implică un ansamblu de... O cedare mai ușoară. De fapt, ce se întâmplă? Prin transferul de afaceri poți să aduci plus valoare și a brandului, poți să-ți ții vânzarea secretă, da? Pentru că ai un broker de afaceri care se ocupă de chestia asta și tu nu-ți pui pe magazin sau pe restaurant de vânzare că ți-au plecat și clienții și angajații în secunda 2. Da. Ajută oamenii de afaceri să-și ducă afacerile în punctul maxim și în punctul optim al vânzării, pentru că... Pentru ei. Da. În momentul în care ei pot să renunțe. Sau corect, să... da. Adică majoritatea oamenilor de afaceri, dincolo, au un exit strategy care, de când înființezi firma și compania, ți-l ai în vedere. Și acest exit strategy îți spune foarte clar să ieși în punctul maxim al afacerii, când merge cel mai bine. Sunt scările de urgență, cum ar veni. Nu neapărat de urgență, dar tu, dacă ai dus un business care performează foarte bine, poate vrei să te retragi, poate vrei să te reprofilezi. Și atunci acest transfer de afaceri prin acești brokeri de transfer de afaceri te ajută să faci chestia asta. Pe când, dacă nu ar fi acestea, și deocamdată la noi în țară nu sunt, și încercăm acum, sunt tot felul de oameni care se zbat să introducă acest concept și la noi, tu te poți ocupa liniștit de afacerea ta, o faci să-ți meargă bine la fel cum știi și faci exact ce știi tu că trebuie să faci, covrigi sau dulceață sau piese în cazul meu, și se ocupă altcineva de căutat clienți, de făcut un memorandum despre afacerea ta, despre evaluat brandul, pentru că afacerea nu este numai borcanul și dulceața și... Da, că am plătit la OSIM ca să mi-i registrez marca. Dar nu asta, dar ați luat un premiu. Sigur, și am luat și Adică ăla face parte din brand. Sigur. Ei, un broker de afaceri poate să facă chestia asta, să introducă acel premiu într-un memorandum. Să-i dea plus valoare. Da, într-un memorandum prin care afacerea dumneavoastră, a mea sau a celui care vrea să iasă sau să schimbe afacerea, să aibă o mult mai mare plus valoare decât dacă te duce efectiv și vreau să vând, nu mai pot, am ieșit, m-am săturat. Sunt pânică covrigarul. Da, da, știți? Am deci ăsta e un domeniu care chiar... Să face semn că s-a terminat emisiunea, domnule Nan. Serios? Colegul meu mi-a făcut așa. Păi n-am vorbit despre... Mi-ați spus la început că așa o să se întâmple. Eu v-am spus. 30 de minute odată trec. Da. Haideți să încheiem cu Emet. Ne vedem de sâmbătă într-o săptămână. Da. Lasă cele de data asta. Tema va fi soluții pentru sănătate. Perfect. Vin și reprezentanții ai spitalelor. Da, sunt împreună cu domnul Kobelski, directorul Spitalului Județean, care se ocupă de Comisia de Sănătate. Și cu, din partid. Da, din partid, plus cu Comisia de Sănătate de la Consiliul Județean, plus cu antreprenori din mediul privat de afaceri. O să fim acolo să discutăm. Punem împreună privații cu sistemul de stat? Privații cu sistemul de stat, să găsim problemele și să le ducem mai departe, să schimbăm legile. Fie niște specialiști din Italia. E greu să introduci bani privați, totuși nu e așa ușor, într-un sistem de stat. Știți asta la noi. Da, nu sunt bine, asta oricum trebuie schimbată și noi, în momentul când vom veni la guvernare, ăsta va fi unul dintre obiectivele noastre, finanțarea echitabilă. Da. Adică nu poți să finanțezi statul... Vorbim după eveniment. Altfel decât veniți privatul. Înapoi. Vin înapoi și vorbim după. O să fie niște specialiști din Italia, o să se spună, o să prezinte niște chestii foarte noi pentru cancerul de melanomă, de sân.
pentru dentiști o să fie iară un specialist care o să prezinte niște... Încercăm să aducem și niște... Vedem cum îi facem să rămână. Domnul Nan, da, vă mulțumesc. Să vine, da. Și eu vă mulțumesc. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Brașovul Actual cu Cătălin Nan, un vizionar venit din America să implementeze sistemul american la noi în România. Sunt Mariana Săbinicom și la revedere.